Brioșe cu cacao. Vă salut, prietenii mei gurmanți. Astăzi o să pregătim o rețetă foarte simplă de brioșe cu cacao. Este atât de simplă încât o poate pregăti și un copil de 10 ani. Nu vă mai rețin, haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Avem nevoie de 2 ouă, 85 de grame de amidon de porumb, 210 grame de făină, da? Aveți nevoie de făină bună, făină pentru cozonac. Eu folosesc o făină cu 12% de proteine. Procentaj. Aici am smântână pentru gătit, 360 de ml, da? Vedeți? Eu am cumpărat-o din Lidl. Uitați, din Lidl, 360 de ml. Aici am o linguriță de praf de copt, sunt 5 grame. Am 50 de grame de cacao, 120 de grame de zahăr brun și 100 de grame de unt. Da? Prima dată, haideți să vă arăt de ce mai avem nevoie. Avem nevoie așa de o tavă cu forme pentru brioșe. Dacă nu aveți nicio problemă, în orice supermarket găsiți aceste forme, da? Le găsiți și le puteți reutiliza sau le puteți arunca. Sunt foarte ieftine, da? Vedeți? Haideți! Cu astea spuse, eu acum încep. Și prima dată o să topim untul și lăsăm să se răcească. Gata! Am topit untul și acum începem să cernem făina. Așa. Cernem făina, îi pun aici și praful de copt. Și o cernem, cernem și cacaua și ultimul o să cernem și amidon. Așa. Acum le amestecăm bine, da? Să obținem aceeași culoare. Aici voi, dacă vreți, puteți să folosiți ciocolată, bomboane, tot ce mai vreți, da? Așa, uitam zahărul. Zahărul adăugăm aici, la fel. Și le amestecăm bine, bine, bine. Da, atât de simplu. Le-am amestecat pe toate, uitați, le-am adus la aceeași culoare. Ce vreau să vă mai spun eu aici, acum, între timp ce sparg ouăle, eu nu pun nicio altă aromă. Nici vanilie, nu pun nimic, pentru că vrem să simțim gustul de cacao. Eu acum le adăugăm un praf de sare, da? Nu v-am spus la început, dar le punem mereu cu sare. Și ouăle le amestecăm cu... pus frișca pentru gătit. Amestecăm bine. Adăugăm și untul topit. Da? Untul trebuie să fie rece. Lăsați să se răcească. Și asta a fost tot. Nu vă vine să credeți. Am terminat rețeta. Acum le amestecăm amândouă și le punem în forme. Ei, ce vi se pare? O rețetă atât de simplă? Mie mă prepară fetița seara, tati, poți să fac niște brioșe, te rog frumos, tăticu, și ea să pune singură și le face, da? Dacă ești nou, nu uita, abonează-te, dă-i un click la clopoțel și urmărește și celelalte rețete, că am rețete foarte interesante. Opa! Haideți, acum că le-am amestecat bine, o să incorporăm aici, așa, și această compoziție și le amestecăm pe toate. Vedeți? La toate prăjiturile, așa, aluatul, îl amestecați un pic mai gingaș, așa, că nu e maioneză, să o bateți bine, bine, da? Vedeți? Eu o să le pun așa, că le pun mai ușor. Aici vă dau un sfat, nu o umpleți până sus niciodată, da? Lăsați o margine, deoarece când crește, dacă o umpleți până sus, o să iasă forma urâtă, o să, da? Le lăsăm loc la toate. Da, hai. Am pus toată compoziția, da? Pe ultima am umplut-o eu un pic mai mult, așa. Și acum... o introducem la cuptorul încins la 200 de grade, temperatură de sus și de jos, da? Și le lăsăm între 25 și 30 de minute. Eu o să vă spun exact cât timp le-am lăsat pe ale mele, da? Gata. Le-am lăsat exact 25 de minute, în cazul meu, la o temperatură de 200 de grade. Sunt făcute perfect, le-am făcut proba cu scovitoarea. Acum, le las aici... doar 2 minute să se răcească, după care o să le scot aici pe un grătar și le lăsăm să se răcească și apoi trecem la proba cea mai așteptată. Ce vreau să vă spun? Într-un video viitor o să vă prezint alte rețete de brioșe cu fructe. Ceva delicios! Pe gustul fiecăruia, da? O să vă prezint 2 sau 3 rețete de brioșe și voi alegeți ce vă place mai mult, da? Haideți! Și aici le lăsăm să se răcească. O să le acopăr. Și revin imediat. Gata, s-au răcit. Haideți să le probăm. Așa. Uitați ce frumos.
Are un miros foarte frumos, mi îmi place foarte mult cacaoa, de aceea n-am pus altceva ca să păstrez gustul original de cacao. Recomand această rețetă excelentă. Vă recomand, distribuiți-o și cu prietenii voștri și ne vedem într-un nou video. Urmăriți-mă în YouTube la seria CAS, că o să public și alte rețete de brioșe cu fructe, ceva delicios. Și voi alegeți rețeta care vă place cel mai mult. Haideți, nu uitați, prietenii mei gurmanzi, sunteți iubiți!